Revenire cu ghinion pentru sportul în Liga 1. Studenții au fost învinși cu 1-0 de Oțelul, care se anunță una din echipele grele din acest campionat. Oțelul i-a luat tare pe Studenți de la început și Laurențiu Iorga a deschis scorul după doar 4 minute. Iorga și bară gol! Senzațional! Nou promovat a încercat să pună stăpânire pe joc, dar șutul lui Cruceru nu a nimerit ținta. La omul sărat nici boii nu trag. Conduși cu 1-0, alb-negrii s-au și accidentat între ei. Patrichi a încercat să degajeze o minge nimerindu-l pe Ciupe. Râpă putea face 2-0 cu 7 minute înaintea pauzei. Și-a bătut însă joc de pasă lui Paraschiv și a tras în plasa laterală. La faza imediat următoare, Varga a centrat perfect pentru Curelea. Lovitura sa de cap a fost scoasă excelent de Grahovaț. Varga a ieșit la rampă în partea secundă, dar foarte casa spectaculoasă din minutul 64 nu a trimis mingea în plase. Nae putea aduce și el egalarea minutul 79, fără să reușească să-l păcălească pe Grahovaț. Scor final 1-0 pentru Gălățeni, care obțin deja prima victorie din acest campionat, în timp ce Studenții vor avea mult de tras pentru a rămâne în Liga 1. Am avut astăzi în față un adversar incomod, un adversar bun, cu jucători valoroși, un adversar dornic de a demonstra că fac față în Liga 1. S-a văzut și pe teren, am avut un meci ușor. Din păcate s-a văzut că echipa noastră a stat 4 ani în Liga 2. Am început foarte, foarte timorați. Am luat și un gol foarte repede, după care ne-am revenit un pic, dar eu zic că meritam minimum un egal.